Bun găsit, vă sunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Cezar Axinte. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit, salut mâna. Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 024-1515266 cu tarif normal în rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal în rețeaua Telecom. Aveți contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Ne puteți urmări și video pe pagina asta de internet radiodobrogea.ro. Dragi ascultători, astăzi ne vom strădui să vorbim de familie, pentru că este un subiect și necesar și plăcut și drag creștinilor, românilor și oricărui om, zicem noi, și la orice vârstă. Familia este un nucleu, o realitate care strânge în jurul conceptului acestea pe toți oamenii și motivează într-un fel sau altul, chiar dacă ești prunc sau copil sau foarte, foarte în vârstă. Însă vom privi și alt aspect, libertatea în familie. De ce zicem de libertate? Pentru că întotdeauna lumea a luptat pentru libertate. Dacă ne uităm în istorie, popoare s-au sfâșiat uneori pentru libertate. A fost un țel al lor din totdeauna. Bine, fiecare cum a înțeles-o. Și de ce nu? Cred că și această instituție a familiei este sau are o relație sau o tangență cu noțiunea de libertate. Și trebuie să o înțelegem. Că dacă apar pe undeva probleme, probabil că și apar dintr-o gestiune, poate, deficitară a familiei. Frauduloasă. Da, da. Părintele Arsenie. Plecând pe această linie, Părinte, ne gândeam ce înseamnă a avea libertate în familie. Paradoxal, totul începe paradoxal în ortodoxie, totul este cumva foarte greu de privit din afară, foarte greu de digerat, foarte greu de înțeles până la urmă, fiindcă sunt sensuri noi, sunt sensuri adânci, sunt sensuri duhovnicești care depășesc transcend măsurătorile metrice, fizice. Și atunci libertatea în familie, de fapt, vine din felul în care Dumnezeu l-a gândit pe om. Omul este întreg bărbat și femeie, și familia, până la urmă, reprezintă o formă desăvârșită, dat fiind că bărbatul și femeia au niște harisme, au harisme care sunt complementare. Deci există o complementaritate între bărbat și femeie, gândită de Dumnezeu în scopul mântuirii. Familia, de fapt, este forma de conviețuire, forma desăvârșită, dacă vreți, sau forma cea mai înaltă de conviețuire a soților, fiindcă mai este o formă de conviețuire, să zicem, obștile monahale sau chiar isihasmul, dar forma aceasta de conviețuire între bărbat și femeie cu scopul de a se mântui. Părintele Arsenie ne spunea că bărbatul și femeia se sprijină, se stimulează reciproc cu scopul acesta de a ajunge la mântuire, de a ajunge la nemurire, la înviere. Și atunci când, de fapt, îți dai seama că ești în legătură sau că nu ești întreg, atâta timp cât nu te armonizezi cu persoana de lângă tine, înseamnă că, nefiind întreg, ca și cum ai fi amputat, dacă vrei, nu ești liber. Exact ca un om care ar avea nevoie de o proteză să facă ceva. Ei bine, pentru că este o complementaritate din aceasta și sufletească, dar și trupească, pentru că, iată, binecuvintează Dumnezeu nunta și nu defăimează până la urmă legătura trupească. Crește și vă înmulțiți și toate celelalte și femeia se face, bărbatul se face un trup cu femeia sa și toate celelalte pe care le cunoaștem. Deci, dar complementaritatea aceasta spunem că este și duhovnicească și trupească.
Pe de altă parte, scopul nu este neapărat nașterea de prunci, deși sigur că este un rod sau o consecință a acestei uniuni, acestei conviețuiri până la urmă. Și până la urmă vorbim de taină, că legătura trupească, care este doar o părticică din taina aceasta care se numește căsătoria, se numesc soții, cu toate, cu toată crucea pe care o duc ei, rodul acesta al conviețuirii soților, nașterea de prunci, nu este numai decât scop, ci este și un mijloc către mântuire. Dar soții chiar care nu pot avea prunci, pot naște duhovnicește, pot înfia, pot face atâtea lucruri minunate pentru semenii lor și pot să nască sau să li se socotească lor naștere de prunci mai mult decât unora care au născut chiar biologic. Mii și mii și sute de mii de familii nasc biologic, dar nu neapărat pentru împărăție, nu neapărat pentru cer. Deci asta este libertatea, că te miști liber către de la chip la asemănare. Până la urmă, este foarte frumoasă căsătoria. Eu am stat pe la mănăstire, am mai fost, am mai vizitat, am mai slujit. Îmi place foarte mult viața monahală, admir foarte mult monahii. Și de multe ori m-am gândit că dacă aș fi fost tânăr astăzi, poate că aș fi ales calea aceasta. Este într-adevăr ceva foarte adânc, foarte, foarte tainic, să te liniștești așa. Dar cred că astăzi viața de familie este mult mai grea decât monahismul. Să mă ierte monahii, călugării, știu foarte bine că îi iubesc, dar viața de familie în condițiile de azi, cu prunci, cu copii în lume, la școală, în atmosfera asta îmbibată de lucrare demonică, până la urmă contaminată de lucrare demonică, este foarte greu, foarte, foarte greu, este o cruce foarte grea. Dar, pe de altă parte, această greutate, această cruce, de fapt, este eliberatoare. Crucea aceasta a familiei te eliberează, pentru că tu ești veșnic în poziție de jertfă, în poziție de responsabilitate, în fiecare clipă, pentru tine, pentru familia ta și pentru semeni. Nu ai timp să respiri. Da, ați atins multe puncte deosebite, Părinte, mai ales acel aspect al complementarității, care, într-adevăr, când se împlinește, îți conferă și libertate și acolo unde lipsește, simți că nimic nu merge, totul este tensionat și blocat și gripat și posesiv, să explicăm noi în cuvinte, ba ăla. Și ideea este că nu suntem capabili să înțelegem pe celălalt, ca să-i putem fi complementari și să ne folosim și noi de prezența celuilalt. Noi, preoții, cumva, să zicem, înțelegem mult mai bine sau mai acut, nu mai bine, mai acut această nevoie. Da. Fiindcă foarte mult se sprijină preoția pe lucrarea soției, pe angajamentul ei, pe responsabilitatea ei. E foarte interesant. Poate vorbim odată despre lucrarea femeii, lucrarea preotesei în activitatea noastră, pe care practic este cumva dezechilibrată imaginea, fiindcă nu se vede cât de mult contează soția preotului, prezbitera, așa cum se mai spune, în lucrarea preoțească, în jertfa aceasta. Da. Este o temă și cred că curând să o pregătiți. Ar fi foarte frumos să aducem un omagiu. Sigur că da. Nu, dar este și contextul și trebuie să privim sub toate aspectele. Așa mi-am propus. Să vorbim despre familia așa, într-o emisiune, este chiar o umilință, o jignire, un dispreț, dar pentru că are foarte multe, multe aspecte. Și unul dintre aspecte pe care le-ați prins, multe alte, dar astea două vreau să le subliniez, complementaritatea despre care am vorbit și
aspectul acela care spuneați că familia este o mare luptă, întotdeauna a fost, dar mai ales astăzi, spre sfârșituri. De asta și diavolul luptă mai mult cu familia, prin instituțiile și oamenii lui. De ce? Că în familie omul creștin, neapărat preot, dar un creștin, un om care ține la demnitatea lui de om, se lasă pe mâna celorlalți. Se lasă pe mâna soției care duce numele și autoritatea unde dorește sau unde merge, se lasă pe mâna copiilor care merg în diferite instituții și acolo este tocat și o face de bunăvoie, că nu poate să facă altfel, deci nu poate să-i pună sub cheie sau sub autoritate, le dă drumul în lume și cu ei merge numele și autoritatea lui și se întorc după cum reușesc, franjuiți, sfâșiați, bajocoriți, umiliți, de câte ori cred că nu v-au venit copiii acasă suspirând sau plângând, că nu știu cine zice ceva. O spun și eu din experiența altora și nu știu ce altcineva și trebuie să-i convingi că acel ceva, cineva sau ceva n-a dreptate pentru că n-a știut despre ce este vorba, pentru că n-a înțeles, pentru că alte motive și alte motive, ca să motivezi, să mobilizezi ca a doua zi să meargă din nou la școală optimist și cu nădejde. Revenim însă la libertatea noastră și la familiile noastre, câte mai sunt, cum mai sunt. Cum aplicăm sau cum, da, cum aplicăm, nu mai încercăm, cum aplicăm libertatea în familie, în condițiile actuale, că acum vorbim pentru noi, vorbim. În primul rând, familia înseamnă jertfa pentru celălalt. O poziție de maximă responsabilitate și disponibilitate de jertfă pentru celălalt. De fapt, când spui că mi-aș da viața pentru familia mea, este cumva greșit, pentru că viața nu-ți mai aparține. Tu nu mai poți dispune de ea. Asta vreau să spun. Nu e nimic exagerat în treaba asta. Nu e nimic. Tu e normalitate. Nici nu mai poți dispune de ea, să zic, îmi dau viața pentru familia. Nu mai poți dispune de viața ta pentru că nu-ți mai aparține. Viața ta, trupul tău, până la urmă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, da, da, nici nu-ți mai aparține. Și atunci sunt aici câteva dimensiuni pe care nu le poți atinge decât din cercare, cum spun părinții, adică din experimentarea lor de zi cu zi, din trăirea lor de zi cu zi, din ciocnirea până la urmă cu viața aceasta care înseamnă viața de familie. Este o luptă extrem de dură, este o luptă de fiecare clipă. Dar libertatea vine de unde? Tocmai din energia pe care ți-o dă celălalt, soțul, copiii, faptul că copiii te ascultă, copiii te respectă, faptul că ei se luptă, faptul că, de fapt, am zice lucrul acesta, cel mai important lucru în viața de familie care îți dă libertate este să trăiești ca un erou. Tatăl trebuie să ducă o viață eroică. Adică un om curajos, un om care nu se teme de moarte, iar asta nu se poate întâmpla decât în biserică, între noi fie spus, ca să nu mai audă nimeni. Și este foarte important ca tatăl, ca părinții să aibă o conduită eroică. Și atunci copiii vor urma această conduită. Altfel, se produce o fractură între copii și părinți. Pentru că copiii vor să zboare, ei au inima, până la urmă, la tinerețe, o inimă îngerească. Ei vor să deschidă aripile și să zboare. Iar dacă văd niște părinți îngenunchiați, niște părinți frânți, niște părinți înfrânți de viață, de credite, de zi de zi, cum se numesc, facturi, constrângeri, provocări, toate determinările acestea ale lumii moderne, dacă îi văd îngenunchiați, ei vor avea o suferință extraordinară. Și aici este, până la urmă, aici vine rolul credinței, rolul bisericii, rolul lui Hristos, rolul duhovnicului și toate celelalte. Omul nu poate să trăiască eroic decât dacă este încredințat că înviază, dacă este încredințat că e nemuritor. Ori asta nu se poate întâmpla în mod numai decât rațional.
Deși putem vorbi de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Rațional nu merge decât în teorie, când treci la practică. Dar martori ne stau toate crucile din cimitire și până la urmă Dumnezeu nu a creat un univers atât de frumos și în mijlocul lui un mare cimitir. Pentru că toți mor. Ori nu asta este, nu l-a făcut Dumnezeu pe om ca să moară. Și atunci, dacă părinții trăiesc în libertatea aceasta, dată de încredințarea că este nemuritor, lucrurile se aranjează cu toate problemele care sunt. Dar asta trebuie să știe, mai ales tatăl. Mama este, libertatea copilului vine prima dată de la primul duhovnic, de la mamă. Mama este primul duhovnic și să știți că familia până la urmă este biserică. Adică știți foarte bine, să știți, iubiți credincioși și dragi ascultători, că familia este o biserică și aici se învață viața eroică. Mama îl învață pe pui cum să fie erou, cum să zboare. Mama este primul duhovnic. Mama naște și renaște, spunea părintele Arsenie Papacioc. Și după aceea, după ce mai crește puțin, copilul, când prinde el un pic de încredere, așa merge în picioare, vrea să vadă eroismul tatălui. Vă închipuiți un tată care vine tot timpul acasă nervos, flasc, copleșit de probleme, cu o geantă doldora de facturi, cu somații la care nu le poate face față niciodată. Și se gândește tot timpul la altceva decât la ei. Da, și cu spectrul acesta e absent. Chiar dacă este acasă, de obicei nu e acasă, dar dacă e acasă este absent și cu gândul la executare silită. Ce vom mânca, unde vom locui. Ei, toate acestea practic îl fac pe om să fie robit, să se înrobească grijilor și practic nu mai există libertate în căsuța aceea. Copiii se nasc unul, de obicei, să spunem așa, media de naștere e de 0,7, știți? Adică da. Cum 0,7? Fără cap ar veni 0. Că 1 înseamnă întreg, 0,7 înseamnă că lipsește ceva, adică se vede că lipsește ceva, din cauza faptului că noi nu mai trăim eroic. Numai în familie se poate trăi eroic. Și vă dau, dacă vreți, un exemplu de eroism. Femeia, când rămâne însărcinată, în chip firesc își urmează harisma ei, harisma maternității și a feminității și vine să ia binecuvântare de la tată, de la tatăl copilului, de la soț, să zicem. Astăzi se trăiește și așa, de aia zic de la tată. Deci ia binecuvântare la anunță, uite, voi fi însărcinată, și femeia așteaptă un răspuns eroic. Și de obicei ce primește? Dragă, da. Aolo, ce ai făcut? Chiar așa, nu te duce mintea, ești neemancipată. Și atunci se produce aceeași prăpastie care s-a produs la în grădina Raiului, când a zis, femeia pe care tu mi-ai dat-o, i-am apus. Și atunci intervine eroismul femeii, care trebuie să spună... Eva, până atunci, credea că Adam o apreciază. Exact. Și vine femeia însuflețită, cu sufletul la gură, știi, vom mai avea un copil. Și primește un par în cap, să spunem așa. Atunci trebuie să aibă acest eroism, să spună nu, trebuie să facem, iar bărbatul trebuie să aibă acest eroism. Orice ar fi, dar fi să sap șanțuri și să mâncăm, să scormonesc în sudoarea frunții și cu sânge să-mi câștig pâinea, trebuie să naștem acest copil. Și atunci ești liber. În momentul acela ai depășit facturile, ai depășit somațiile, ai depășit instituția executării silite și toate celelalte. Eu am familia mea, femeia mea, copiii mei. Avem un telefon, părinte. Alo? Blagoslovit și iertat și la mulți ani pe... Doamne ajută, la mulți ani. Iberiu, de departe. Mă întrebam ce s-a întâmplat. Doamne ajută. Vă ascultăm. Nu s-a întâmplat nimic, că se vadă mult aici, de aia, nu? Telefoanele merg mai încet. Eu vreau să zic și eu, că mi-am dat seama, eu fiind căsătorit din 97-96, având doi copii, mi-am dat seama că
oriunde în lumea aceasta nu poți să răzbați decât ca familie, deci ca o individual, bineînțeles ca monah, dar, care sunt tot într-o familie mai mare, să zic. Dar ca persoană, eu știu cum să zic, individual sau chiar într-un grup sau chiar căsătorii din astea așa, care, așa zis, familie, stau de plăcere împreună sau de probă sau cum se numește, nu vor răzbați în ziua de azi. Nu au nicio șansă. Nu contează unde stai la ora actuală de pământ. N-ai cum să răzbați. Pentru că diavolul e așa de puternic încât și tot la femeie se lucrează cum s-a lucrat și prima dată, tot prin toate reclamele, tot ce vedem pe la televizor, femeia e pusă în centru atenției și de fapt organul ei genital e pus în atenție. Și ce mi-am dat eu seama, fiind la naștere la amândoi copii ai mei, mi-am dat seama, a fost chiar acolo în sala de naștere, aici în America, așa, se practică, știm, da. Majoritatea asta e chiar când se naște. Și mi-am dat seama că organul acela genital al femeii, care este atâta de, eu știu cum să zic, căutat și în același, bajocorit în același timp de toată lumea și primând de diavol, de pântecele femeii sau cum să zic, este în momentul când mă uitam, când ieșea copilul afară, să nu iei ascultătorii, vorbesc așa, dar e ceva concret și ceva real, nu e nimic ieșit din comun, mi-am dat seama că organul acela este făcut exact pentru a naște copii. Deci dilatarea și cum se... când am văzut când este, nu știu, capul copilului și așa mai departe, da. Mi-am dat seama că este făcut exact pentru ăsta. Deci am avut ca o revelație, așa să zic, și atât am vrut să spun. Că, și cred că după acel moment ai început să respecti mai mult relația. Exact, am început să respect... Să privești altfel lucrurile. Nu neapărat soția mea, cu respectam și înainte, dar să privesc altfel situația femeii în lume și, bineînțeles, văzând și chiar și pe Maica Domnului văzând-o altfel, chiar dacă a fost fecioară înainte, în timpul nașterii și după. Dar oricum, adică să vezi altfel situația. Sigur, da. Sigur că da. Ce vreau să zic la sfârșit, că de fapt Adam și Eva au fost îngeri, ei nu au avut organe genitale. Lumea nu înțelege, adică să înțeleagă chestia asta. Când a făcut Dumnezeu pe Adam și Eva, adică Eva era în Adam și era un înger. Deci nu au de bea după tăndire și au dat seama. Deci este foarte așa. Da. Aici se lucrează foarte mult la plăcere și la atâta. Mă iertați. Mulțumim mult, Tiberiu, și a fost un punct pe ei deosebit de valoros și important. Mulțumim foarte mult. De la ascultători, o scurtă pauză și vom reveni. Cuvânt și muzică. Continuăm, dragi ascultători, dialogul nostru cu Părintele Cezar Acinte și cu dumneavoastră. Nu uitați numărul de telefon 0241-5956-6 cu taimnul mare rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu taimnul mare rețeaua Telecom. Aveți contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dorogea într-un singur cuvânt. Ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodorogea.ro. Vorbeam despre familie și Părintele Cezar ne-a vorbit în frumoase exemple despre felul cum se gestionează această relație și despre roadele ei în maturitate și în desăvârșire. Spune acolo foarte frumos, chiar și la începutul Sfintei Scripturi, creșteți și vă mulțiți. Numai în familie se poate obține primul obiectiv, acela al creșterii duhovnicești, iar nașterea de prunci este o consecință frumoasă și firească acestui creștere duhovnicești. Fără o creștere duhovnicească, nașterea de prunci este așa mai întâmplătoare și adică așa ca cum o simțim de foarte multe ori în jurul nostru și în societatea în care trăim. Pe de altă parte, a adus în prim plan noțiunea aceea de erou, care nu este obișnuit. Ne uităm în filme, în spectacole, la personalizările pozitive. Să știți că familia promovează un erou 24 de ore pe zi și cred că nu este puțin, e chiar interesant. Ar trebui să fie chiar mai multe filme făcute pe tema asta, care avea succes, zic eu. La un moment dat cineva ne-a dat un telefon și ne-a adus puțin cu picioarele pe pământ vis-a-vis de acest moment al nașterii care într-adevăr maturizează. Adică ce înțelegem? Înțelegem că suferințele femeii, că nașterea este mântuitoare, suferințele femeii sunt mântuitoare pentru ea și dacă e femeie și este familie și este bărbat, la fel suspină și suferă și bărbatul, de aceea vedeți într-o lume mai altfel, ca să nu zic poate mai altfel, rămân așa,
bărbații sunt, atunci când familiile sunt adevăr unite și se pretează, sunt lăsați să asiste, să vadă și el suferința femeii și implicarea. Asta îl motivează și îl apropie și mai mult. Cred că este un lucru bun, cel puțin acest aspect. Părinte, ați vorbit și de copii și de părinți și aș vrea să mai subliniez anumite aspecte vis-a-vis de gestionarea libertății între aceste nivele, generații, apar noțiunea de propaste de, între generații și multe alte aspecte care Dumnezeu n-a creat noțiunile, astea au apărut mai târziu și nu știu dacă au apărut bine. Trebuie să fie cum gestionăm libertatea între orientările acestea, părinți și copii. Aș rămâne la... Vă răspund rămânând în continuare angajat pe linia aceasta eroică. Foarte bine, dacă ne stați că avem un telefon. Nu, nu, alo? Problemă, că e mai important ascultătorul. Alo? Da, vă ascultăm. Bună ziua. Aș avea și o întrebare la, referitor la familie. Da, cum aș putea să... și anume, în cazul în care doi oameni se căsătoresc și nu se căsătoresc din iubire, din sentiment. Cum... ce posibilități există? Eu, ca să fiu foarte sincer, am făcut această treabă și la ora actuală sunt divorțată. Deci dacă fundamentul căsătoriei sau gândul înainte de căsătorie nu este bazat pe sentimente, deci nu este ceva, cum să vă spun, foarte altruist, așa, dacă căsătoria are vreo șansă. Are. În cazul meu n-a avut. Era bine să fii sunat aici înainte de divorț. Acum... Și familia aceea era numai între două persoane, părintele să ne spună mai mult, dar cred că era bine să facă parte din familie și un duhovnic până la a face parte Hristos și ți-ar fi dat mult... Niciodată nu s-a atins tema asta, deci atât de mult, eu iubesc... Ai fi primit multe aripi și multe răspunsuri și ai fi dus jocul înainte și ar fi fost frumos că vorbeam de eroi. Și eu cred că ai ceva de erou în tine, așa că merita să ne fi sunat înainte. Dar și acum ai făcut bine, că ai făcut poate pentru alții care sunt cumva, sau gândesc... Și de ce nu? Viața nu s-a încheiat. Nu s-a încheiat, sigur că da. Știu ce spuneți, însă ca idee niciodată această temă, deci eu vă spun ascult cu foarte mare plăcere emisiunile noastre și sunt nebunită, deci dar această temă este o temă foarte reală, care eu mă scuzați că vă spun, poate că oamenii se căsătoresc când se căsătoresc din foarte multă sinceritate și nici nu-și pun această problemă că uite, nu mă căsătoresc din iubire, ce o fac din interes. Sunt foarte puțini cei care fac treaba asta, cu siguranță. Da. Însă totuși, vă rog să mă credeți că este o temă foarte importantă. Este. Sunt mulți oameni care felicitări că a spus punctul pe aici, să știți că ne gândim. Este o greșeală. Deci eu dacă, când mă căsătoresc, trebuie să mă fi gândit mult mai multă mult mai multă prezență de spirit, ar fi trebuit să fi avut înainte a face pasul ăsta, știți? Deci e foarte interesant și nu s-a abordat, e totuși o temă, mă înțelegeți? Cum poate să fie sincer să spună că nu m-am căsătorit din iubire? Și căsnicia mea, eu nu pot, eu nu-l iubesc pe omul ăla și totuși trebuie să stau cu el, am copii și de fapt poate să devină un dezastru treaba asta. Și cunosc multe familii în situația asta. Da. Da. Mulțumim frumos de provocare și părintele poate... Nu e nicio provocare. Eu sunt, părintele duhovnic s-a uitat toată foarte sincer în ochii mei și mi-a spus, doamna, da, știți ce am înțeles în momentul acela? Că de fapt, cum e aia să te căsătorești din alte motive? A fost rușine. Știți, în afară de motivul de a te căsuri din iubire. Cum? Ce alt motiv ar mai putea să existe? Înțelegeți? A fost așa ceva foarte... Mi-a fost penit. Sunt multe motive. Când vii dinspre lume, ai sacul plin. Da. Doamne, ajută și mult să vin să rămână. Așa de mult, e așa o treabă. Doamne, ajută. Părinte, acum avem și întrebarea aceasta, provocarea aceasta. Se întâmplă. Noi când vorbim despre credință, când vorbim despre încredințarea că suntem creștini, suntem ortodoxi, numai în măsura în care înțelegem iubirea lui Dumnezeu pentru noi și numai în măsura în care putem să răspundem într-o cătime acestei iubiri, putem să spunem că suntem credincioși. Ori când vorbim de căsătorie, când vorbim de relația aceasta, sigur că ea nu poate, eroismul acesta de care vorbeam, nu poate să fie, să se bazeze decât pe iubire. Cine poate să jertfească viața lui din alte motive decât dintr-o iubire?
Sigur, sunt excepții. Și atunci ingredientul principal este sinceritatea, este inima. Nu, m-a întrebat un sectant într-o zi, de unde știi că ăsta e adevărul, ortodoxia? Păi tu de unde știi când te-ai îndrăgostit? Știi, adică inima îmi spune, m-am îndrăgostit și nu știu, n-am învățat la școală cum se face, m-am îndrăgostit și gata, iubesc și cred. Ei, revenind la... facem o temă. Da, i-am și notat, să știți, o proximă ocazie, de ce familie? Bun, și atunci zicem, pe linia aceasta eroică, cu libertatea, uitați cum văd eu eroismul, foarte clar, foarte concret. Când eram copil, mă uitam așa cu gura, cu un rânjet sau un zâmbet tâmp la Kevin Costner, de exemplu, care era un super erou de film american. Și, cum să zic, mi-aș fi dorit să fiu așa ca el, copil fiind. Ei, când am mai crescut puțin și am înțeles ce înseamnă și credința, am înțeles ce înseamnă jertfă, am înțeles ce înseamnă și am auzit că el, de fapt, și-a lăsat familia cu vreo 3 sau 4 copii pentru o tânără, în sfârșit, stripteză sau dizueză sau... Bun, și atunci, care este eroismul? Baba Rada, anonimă, necunoscută, care a dat naștere la 7 copii, i-a crescut și i-a dus în lume... și face, unul e tâmplar și face scaune bune și nu știu ce, unul e ajuns mai, unul e la conservator și așa mai departe, toți au făcut ceva pentru ceilalți. Oare care e eroismul, știți? Femeia aceea care n-a dormit mii de nopți pentru că nu auzise de antibiotic pentru nu știu ce boală și febră și 40 de grade și convulsii, da. Și numai mama știe lucrul acesta. Oare cine e eroul aici? Poți să faci asta altfel decât din iubire? Femeia este capabilă de o mare credință și de o mare jertfă pentru că este capabilă de multă iubire. Spune Mântuitorul, iertate sunt păcate pentru că mult ai iubit. Deci de iubire e vorba, sigur, a spus foarte bine ascultătoarea noastră. Dar de unde să o apuci în câteva minute, știi? Nici nu mai știi ce să spui, adică ca și cum te aflau la o masă, așa la un ospăț, cu, numai cu bunătăți, cu caviar duhovnicesc și nu mai știi de unde să apuci, știi? Aș vrea să spunem atât de multe, nici nu... Uite că vorbeați de iubire și nu știți bine de unde să apucați, vă mai sugerez un aspect, un colțișor. Este o problemă cu familia tradițională, nu mai creează poftă, nu mai creează, adică familia tradițională în sensul de bărbați și femeie, nu mai e cool, așa, nu știu cum zic, nu mai e în ton cu ceea ce trăim. Probabil că din cauza felului cum gestionează libertatea, mai prea strânsă, prea neînțeleasă, prea posesivă, și apar alte și alte modele, de exemplu familia aceasta homo, bărbat, bărbat sau femeie, femeie, care pare să fie mai promițătoare din anumite puncte de vedere. Oare chiar așa stau lucrurile? Se potrivește mai bine gradului de civilizație și superiorității umane de astăzi sau sunt niște afișe care trec? Nu mă provocați. Pentru 5 minute. Avem o problemă foarte mare la nivel global. Una din marile probleme ale mileniului 3 este consumul de pornografie. Și când spun, bine, vine s-a din urmă foarte puternic... Da, vine din urmă foarte puternic femeia, dar până acum 10 ani femeia în statistici avea 1%, 2%, să spunem. Dar consumul de pornografie a făcut și principalul consumator este bărbatul, era bărbatul până acum câțiva ani. Problema mare este însă că duce la niște mutații foarte, foarte grozave, să spunem așa, la niște trasee neurologice, patologice, iar bărbatul, tânărul, că vorbim de tânăr, nu mai este capabil să înțeleagă iubirea și dacă nu mai este capabil să înțeleagă iubirea, nu mai poate să înțeleagă jertfa, responsabilitatea. Și atunci nu-și asumă. Căsătoria e cruce, e o asumare. Este și o libertate, dar fiind robit de această problemă atât de gravă și noi putem să spunem lucrul acesta, nu trebuie să ascundem mizeria sub preș, pentru că treaba noastră este să chemăm la spital, la biserică, la vindecare omul. Iată că se întâmplă lucrurile acestea și nu știm de ce. Atunci, pe de o parte, familia așa cum era ea, cruce și formă de biserică, devine o
necesitate, dar și o greutate și o fugă de responsabilitate. În ceea ce privește procentul de 0,00, în sfârșit mulți de 0, 1 la 1000 din, sau la 1000 din familiile acestea, orientările acestea patologice, sigur că nici nu e de vorbit, sunt foarte vocali. Dracul, diavolul este saltimbanc, este, cum să-i spunem așa, măscărici. El atrage prin niște, o lumină din aceasta cu paiete, cu confeti, cu... El este foarte zgomotos. De aceea nu se mai aud oameni între ei. Da. Duhul Sfânt e foarte delicat. Vedeți cum spune și zice, în răcoarea serii, o boare de vânt, nu știu ce. Un susur dulce, da. Și atunci nu-l mai prinzi. Trebuie să-l prinzi, să fii pe recepție foarte fină. Și atunci diavolul, fiind zgomotos, arată că ar fi ceva. Dar familiile acestea, sau în pseudo-familie, că nu poate fi vorba de familie, acolo unde scopul nu e mântuirea. Pornim de aici, nu de aici am pornit emisiunea. Până la urmă, da. Scopul familiei este să înviezi, să fii nemuritor, să rămâi în veșnicie cu persoana iubită, cea pentru care ți-ai da 1000 de vieți, până la urmă, nu? Închipuiți-vă, facem o paranteză ca să putem face o analogie rațională, mentală. Cum ar arăta lumea fără copilul tău? Fă-ți aceasta, omule, închipuieți raiul fără copilul tău. E incomplet, nedesfăcut. Ei, asta e familia. Ea te duce spre scopul acesta. Nu poți să fii în veșnicie fără cei pe care îi iubești din toată inima, cei pentru care ți-ai dat totul. Ei, și atunci, dacă vorbim de familie în sensul acesta că două persoane de același gen, în sfârșit, cred că se iubesc, dar cu un scop imediat aici, ajungem la absurd. Dar mai degrabă, ceea ce ați accentuat, această lipsă de responsabilitate a soților, a partenerilor care doresc să întemeieze o familie. Bărbatul nu-și dorește asta pentru că fuge de cruce. Asta este, de fapt, e frică de cruce. E o altă frică, o frică mai nouă și mai dură. Da, Părinte, vă mulțumim foarte mult și vă cer iertare pentru că erau multe și eu de întrebat și dumneavoastră de spus, dar promitem că despre patologia familiei vom mai vorbi că trebuie. Dragi ascultători, vă așteptăm spune la viitoare la aceeași oră. Doamne ajută, să rămână. Doamne miluiește.